Bună dimineața, într-o frumoasă zi de sâmbătă, bine ați venit la un nou Vlogmas. Noi ne-am pornit deja, mergem spre o mică aventură. Avem o rezervare la trenulețul lui Moș Crăciun, trenulețul lui Moș Nicolae. E un eveniment pentru copii, un trenuleț cu locomotivă cu abur și ar trebui să ne viziteze și Moș Crăciun sau Moș Nicolae cu niște cadouri, o să vedem cum o să fie, dar o să vă luăm cu noi. Stai trenul. Ce fain. Hai să luăm bilete. Mergem să luăm. O să intrăm, da. Prima oară mergem să luăm bilete. Cred că ăsta e vagonul nostru. Avem locurile scrise pe bilet și primim și o băutură din partea lor. Încă nu ne-am luat-o. Poți să ții vin fiert sau ceai, cred. Așteptăm să se deschidă vagoanele. Vrei să stai aici? Da, nu cred că poți să pun acolo un pic în cap. Că nu e așa de adâncă cum credeam. Am pornit! Gata! Sper că n-am uitat nimic. De pe aici. Ah, mira, mi-am pus-o. Cum vi s-a părut excursia cu trenulețul? Milan, ți-a plăcut? Ia! Milan a primit și un cadou de la Moș Nicolae. O plăsuță cu dulciuri, așa-i? Ia, cu biberi. Și cu biberi, hea? Ia, și-aș mări și cu lado. Ok, mănânci mâine. Ma, se gândește ce mănâncă mâine. A fost destul de scurt, cam foarte scurt, aș zice, nu? Putea să fie un pic mai lung. A fost foarte cald înăuntru, nu mă așteptam, ne-am îmbrăcat gros, că n-am știut exact cum sunt vagoanele. Am crezut că sunt deschise cumva și că ești în aer liber, dar nu, se închideau. Abia am deschis geamul și am deschis geamul, am vrut să filmez un pic, dar n-am prins așa imaginea aia pe care mi-o doream, cu locomotiva în față și abur. N-am prea prins-o din vagon și am înțeles că au și vara. Deci chiar în pachetul lui Milan era și un bilet pentru la vară, deci o să venim și la vară să vedem cum este. Am mai băut o ciocolată caldă, am mâncat un cartof prăjit. A fost o mini mocăniță. Da, o mini mocăniță a fost, dar chiar micuță. Și sunt programate așa din jumătate în jumătate de oră, deci în total cred că am fost maxim 20 de minute în vagon. Am ajuns acasă și se face inventarul dulciurilor de la Moș Nicolae. Da, it's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night. Bună dimineața, tocmai mi-am făcut o cafea. Mara se joacă aici în spatele meu cu niște caserole de plastic, deci dacă auziți gălăgie, să știți de unde este. Am dus pe mine la grădiniță, am venit, Mara mânca micul dejun, eu mi-am făcut o cafea, dar cred că o să mă duc imediat cu ea și o să mă culc. Gata, joaca. Copiii sunt un pic cu nasul înfundat, un pic de tuse.
Și nici nu a dormit bine azi noapte, Mara, cel puțin. Implicit nici eu, de-aia ziceam că poate mă duc și eu și mă culc un pic când se culcă ea de amiaz. O să mergem într-o jumătate de oră. Problema este că eu adorm foarte greu și pe când adorm eu, ea se trezește și e foarte nașpa să dorm doar 5 sau 10 minute, mai bine nu mă culc deloc. Dar o să vedem, poate mi este să dorm și eu un pic, hai să te șterg un pic la nasuc. Și cred că tocmai din cauza oboselii am fost atât de aiurită în ultimul timp, cred că creierul meu își alege informațiile pe care le consideră importante și pe care nu. Atunci când sunt obosită nu pot să țin minte tot și să am grijă de tot. Și așa s-a întâmplat săptămâna trecută, am sclipici de la globuri peste tot. Și săptămâna trecută cred că creierul meu a ajuns la un punct în care a sortat greșit. A făcut greșit inventarul, informații importante, neimportante. Mi-am adus aminte brusc, așa speriată dimineața, ce zi astăzi, aveam o programare, din fericire era ziua următoare, deci acolo n-am ratat nimic, dar nu mi se întâmplă în general să nu știu chiar așa, să uit. Și în ziua în care am fost la cafeneaua cu pisici, Milan avea fotbal, mai târziu, într-adevăr, cred că dacă nu ne-am fi lungit, am fi ajuns, dar nici măcar nu mi-am adus aminte în aceeași zi, mi-e Mara face cu mâna, da, tai. I-am și întins oricum, am fost pe la Târgu de Crăciun, pe la locul de joacă și următoarea zi, tot așa brusc, și-a adus aminte Milan, mama, n-am fost la fotbal! Și eu, fain, scuze, am uitat, o să mergem săptămâna viitoare și faza nașpa e că nici măcar n-am anunțat, că de obicei anunț, dar efectiv am uitat complet. Și cam asta s-a întâmplat în ultimul timp, am fost foarte aiurită, plus că nici eu nu mă simt 100%, parcă mă deranjează și pe mine un pic gâtul. Dar am zis să continui acum vlogul pe care l-am început la trenuleț, când am fost în excursia cu trenulețul. În ziua aia, spre seară, sau mă rog, când ne-am întors, a dus-o Răzvan și pe mama la aeroport. Deci a plecat și mama între timp, dar o să mai vină, o să ne mai vedem foarte curând. Și cam asta s-a întâmplat la noi. Am zis să încep din nou să filmez, că parcă mi-am ieșit un pic din rit, dar nici n-am făcut nimica special. Asta dacă n-am uitat eu să merg undeva și aveam ceva plănuit, nu glumesc acum noi, nici chiar așa. Dar parcă nici creativitate n-am mai avut rămas în mine cu oboseala și toate astea, dar o să îmi revin și am zis să filmez astăzi, nu știu exact ce facem, ce ai văzut? O veveriță? În spatele meu se vede și bradul pe care nu l-am terminat 100%. Am pus globurile, mă rog, copiii au dat deja globurile în partea de jos și mai am de pus niște fundițe. Am cumpărat o panglică lată, din care am zis că prind eu niște fundițe și am prins câteva și apoi m-am plictisit și n-am mai făcut. Când a fost mama aici, mi-a venit ideea să le facem duble, m-am gândit eu că ar fi mai fain, ar arăta mai bine, dar nu le-am terminat, tot așa am făcut una, două și acum aș mai avea nevoie de încă două degete ca să le fac alea duble, că nu pot singură pe mâna mea. Așa că o să o las așa și o să fac niște fundițe simple și vreau să umplu bradul cu fundițe. Sper să-mi ajungă panglica. Ți somn, hai să ne culcăm. Două pachete de la Amazon în fața ușii, efectiv lăsate așa, nu suna la ușă, nu nimic. Să-mi zice și mie cum livrează la voi Amazonul, deci mie mi se pare incredibil ce fac oamenii ăștia. Nici măcar nu sună la ușă, le lasă în față și pleacă. A fost acasă toată ziua. Am venit să luăm pe Milan de la grădiniță, nu am reușit să dorm, dar cred că tot m-am odihnit un pic, m-a ajutat un pic, am stat un pic întinsă. O ieșit și soarele și cred că o să facem o tură mai lungă pe aici, să stăm un pic și la aer. Că după ce ajungem acasă, Milan de obicei nu mai vrea să ieșim. Și mai târziu deja se întunecă, așa că cred că o să facem acum o plimbare mică. Și apoi mergem acasă. Ai mâncat tortellini fără sos? Aha. Povești despre un copil care a vomat la grădiniță. Foarte interesant. Am ajuns acasă de la grădiniță. Mi-am prins părul că mă apuc să fac de mâncare. Am pus la Thermomix o pâine la frământat. Mara se tot joacă pe aici și trântește lucruri și Milan se uită la desene. Asta e rutina noastră când ajungem înapoi de la grădiniță. Are voie un pic la desene. Sper să mă auziți, da, Mara. Am frământat o pâine la Thermomix, acum aștept să dospească, apoi o bag la cuptor și mă gândesc să fac ceva de mâncare. Mă uit acum un pic peste rețete, că iară nu m-am organizat. Și vreau să văd exact ce pot să gătesc. Mă gândesc să fac o supă, cred că ne-ar fi de bine la toți cu semirăceala asta noastră. Și o să văd exact de ce ingrediente am nevoie și ce am în casă.
Am o grămadă de rețete salvate pe care n-am apucat să le încerc. Asta am făcut-o, e bună, supa de ciuperci, dar nu mai am chef de ciuperci. Astea nu sunt sortate pentru că sunt cele pe care nu le-am încercat. Deși aia cu ciuperci am făcut-o și asta cu cartofi, parcă am făcut-o odată, nu mai știu. Ce bine arată asta, dar copiilor sigur nu le place. Ai ales tu o rețetă? Copila culcare și vreau să-mi fac un ceai. O să fac un ceai în cala mea cu ciupercă. Așa nu arată spectaculos, așa. Așa trebuiam să o arăt. Cealaltă cu căsuța am spart-o ieri. A fost o întâmplare nefericită. Am pus-o eu într-un loc prost și Mara a reușit să o tragă jos. Din fericire nu era, oricum n-ar fi tras-o pe ea, că am pus-o după canapea, în spatele canapelei avem pervazul de la geam. Și a tras cumva de perdea. Cana era pe pervaz, că pe lângă canapea nu avem măsuțe și mi se pare foarte complicat când am ceva de băut și trebuie să am grijă și de obicei puneam pe pervaz. Dar a tras cumva de perdea și s-a agățat cana și a căzut cana cu ceai după canapea. Deci trebuie să trag canapeaua, să șterg, a fost destul de complicat, dar în fine, am părut un pic rău după cană, că era și una din cele mai recente cumpărate, dar asta este. Și mă gândeam înainte să închei vlogul să vă povestesc cum evităm noi tantrumurile în magazine, în special. Poate vă apar și vouă o grămadă de videouri, recomandări sau citiți pe internet hack-uri de parenting și mie mi-apar o grămadă și multe mi se par grozave când le văd prima oară așa în teorie, dar în practică nu funcționează. Și ăsta este unul din hack-urile care chiar funcționează la noi. Bineînțeles că înainte să plecăm de acasă sau dacă se întâmplă să ajungem spontan la un magazin, încă din mașină cumva îi pregătim pe copii că nu o să cumpărăm nicio jucărie. De multe ori deja în supermarketuri, în hipermarketuri există o grămadă de jucării și sunt așa făcute încât trebuie să treci pe lângă ele și și puse la nivelul lor, deci nu prea ai cum să le eviți, dar le spun tot timpul dinainte că nu o să cumpărăm nimic. Bineînțeles că există negocieri, chestii, în sensul în care noi mergem cu o listă, îi explic că avem o listă, poate să mă ajute, dar nu e ca și cum nu primește niciodată un ciupa-ciups. În ceea ce privește jucăriile, se întâmplă uneori să-i placă foarte mult ceva, deci trecem oricum pe lângă raion, că nu prea avem cum să le evităm. De multe ori în locuri noi nici nu știm exact unde sunt jucăriile și inevitabil trecem pe lângă, dar nu îi grăbesc cumva, adică mergem pe la jucării, ne uităm, au voie să se uite, de asta dacă nu ne grăbim noi cu toții. Ne uităm împreună la jucării, vorbim despre cât de faină e jucăria, adică nu evităm complet zona sau subiectul respectiv și totuși se întâmplă să-i placă foarte mult o jucărie. Și în momentul ăla
scot telefonul și spun, hai dimineața să facem o poză. Dacă îți place atât de mult, facem o poză să ține minte jucăria asta și o să o primești cu următoarea ocazie. De cele mai multe ori e vorba despre Crăciun, de exemplu, sau despre ziua lui și mi se pare o idee foarte bună pentru că de multe ori se întâmplă, de exemplu, pentru ziua lui să ne întrebe prieteni ce își dorește Milan de ziua lui. Și în cazul acesta, făcând chestia asta, avem o grămadă de poze în telefon cu jucării și lucrușoare pe care și le dorește. Și atunci e foarte ușor să trimiți o poză. Bineînțeles că nu mai țin minte exact unde am văzut fiecare jucărie, dar oricum în ziua de azi se comandă de pe Amazon sau online, deci se găsesc în orice caz. Avem cumva o bază de date a jucăriilor care îi plac sau care i-au plăcut vreodată, dar nu prea se schimbă chiar așa de repede gusturile. Și cea mai bună parte este că nu mai ajungem la discuții că vrea acum o jucărie și că nu vrea să plece, ci îmi spune direct, hai mama, fă-te rog o poză la jucărie asta, că îmi place foarte mult, să o ține minte. Bineînțeles, acum Milan are 4 ani, dar noi facem asta deja, cred că de când avea 3 ani sau aproape 3 ani și nici atunci nu a fost problemă și deja știe, îmi zice direct să fac poză. Deci la noi chiar funcționează metoda asta și vă recomand să încercați pentru că nu aveți ce pierde. Mai mult decât atât, există studii cum că această recompensă pe care o primesc ei sau delayed gratification s-ar numi pe engleză, căutați un pic pe Google dacă vă interesează subiectul, nu știu exact cum s-ar traduce pe română, cred că recompensă întârziată, ceva de genul. Deci faptul că nu primesc exact în momentul în care își doresc ceva lucrul acela, cumva îi ajută să se dezvolte cognitiv și există foarte multe beneficii, sunt mai multe studii făcute pe zona aceasta. Deci pentru noi chiar funcționează metoda asta și el e foarte fericit să facă poze, mai ales că la un moment dat o să înceapă să primească din lucrurile pe care și le-a dorit, fie de ziua lui, de exemplu de ziua lui ne-au întrebat niște prieteni ce își dorește și aveam pozată o mașină de gunoi. Și am trimis poza și a primit exact chestia aia de ziua lui și atunci mi-am adus aminte că mai ții minte că n-ai făcut poză la mașina asta și faptul că le primește la un moment dat cumva îi dă și mai multă încredere în noi că e ok, facem poză, nu trebuie să cumpărăm sau nu putem să cumpărăm de fiecare dată tot ce-ți dorești în momentul respectiv, dar asta nu înseamnă că nu o să primești niciodată chestia aia. Unele chestii nici nu le mai vrea, cum am observat acum de exemplu când am făcut scrisoarea pentru Moș Crăciun. Ne-am uitat împreună cu el prin poze și a ales el două jucării pe care și le dorește de Crăciun, dar de multe nici nu am mai fost interesat. Asta nu înseamnă că dacă le-ar primi cadou nu s-ar mai bucura de ele, sunt convinsă că s-ar bucura de orice am posat vreodată. O să închei aici vlogul că pâlpâie bateria de la cameră, bateria de la microfon, tot ce poate să pâlpâie. Trebuie să arunc și florile din spate că sunt ofilite. O să fie un vlog mai scurt ăsta, dar sper că totuși v-a plăcut și poate ați rămas și cu o idee faină. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem foarte, foarte curând cu un nou video.